Pandurii s-a calificat pentru prima dată în Europa în 51 de ani de existență. Egalul cu Astra le-a fost suficient gorjenilor pentru a încheia campionatul pe locul 2. O adevărată finală pentru Europa League s-a disputat aseară la Târgu Jiu. Astra nu avea decât varianta victoriei pentru un debut în Europa și a mizat pe atac încă de la debut. Bucari a adus liniștea la Târgu Jiu cu un gol pe lângă Lazar în minutul 33. La pauză, Pandurii și Astra erau calificate. Petrolul era ieșită din Europa la 0-1 cu Gazmetan. După pauză, Pustai a mutat inspirat. L-a scos pe ineficientul Matulevicius și l-a introdus pe Lemnaru. Fostul golgheter al Pandurilor a egalat la 2 minute printr-un cap perfect din 6 metri. Astra a căutat degeaba golul izbăvitor. Giurgiuvenii au făcut scandal la final, acuzându-l pe centralul Alexandru Tudor că nu le-a acordat penalti pentru un hands la Viera. Nu credeam, în vece vecior, că până și Tudor poate să fie hoț la comandă. Seara asta domnul Tudor a fost hoț la comandă. Nu cred că a făcut din capul lui prostă. A făcut din faptul că i s-a ordonat să facă așa. Pandurii a profitat de egalul cu scandal de la Ploiești 1-1 și a terminat pe locul 2, iar Astra va face galerie rivalei din Ploiești Petrolul în finala Cupei României cu CFR pentru a ajunge în Europa. Așa cum se fac cărțile, jocurile se fac, e clar că CFR-ul ia cupa. A greșit Boiț sau... Cine? Domnul Tudor astăzi. Deci a făcut vreo greșeală în seara asta, domnul Tudor? Nu. N-a greșit deloc în seara asta, domnul Tudor. Un penalti ne-a acordat? Dar ce notă i-ați dat? Cui 10, cum? Felicitări. Păi 10, da, păi ce să-i dăm, nu? Îi dăm 12, 11. Să vină... Cum i-a îndurat Dumnezeu pe ăștia? Cu titlul de vicecampion adjudecat, Cristi Puste l-a felicitat la final și pe Petre Grigoraș, cel care a pregătit Pandurii în primele 19 etape ale acestui sezon. Vicecampion e cea mai mare performanță mea ca antrenor. Dar am zis și la interviu imediat după meci, trebuie să-i mulțumesc aici lui Grigoraș. Puțin mi-e ciudă că a făcut mai multe puncte decât mine. A făcut 35 de puncte în tur și trebuie să-i mulțumim. Șeful Pandurilor, Marin Condescu, nu a ratat ocazia de a le bate obrazul celor de la CEO care nu și-ar fi dorit calificarea în Europa. Dar a fost triumful bunului simț asupra nesimțirii. Știți ce probleme au fost în ultimele 2-3 săptămâni din partea unui, așa zis, finanțator care căuta diferite motive numai să nu ajungem aici. Eu le mulțumesc iubitorilor de fotbal din Oltenia, spectatorilor din Târgu Jiu, minerilor și energeticienilor că au reușit și vor reuși să finanțeze această echipă. Pandurii s-a calificat în Europa League și va intra în competiție din turul 2 preliminar, ce va debuta pe 18 iulie.